Începem o nouă săptămână de Survivor la înălțime. Valea Râului Dominican, unde se petrec poveștile noastre, este undeva în stânga noastră. Ce nu este în stânga mea, nu este tribul războinicilor, dar tribul faimoșilor este și vreau să-i salutăm! Bine ați venit la show, faimoși! Energie extraordinară, dar așa cum de fiecare dată vă salut, parcă nu e echilibrată povestea, nu e deocamdată, pentru că știți, după fiecare duel, așteptăm să vedem ce părere au faimoșii și despre cine a rămas sau cine a plecat. Cine a rămas, cine a plecat, Ana? Bună ziua, domnul Dan. Cine cred eu că a rămas? Cred că a rămas Maria Chitu. O văd mai îndemânatică, o văd mai perspicace decât Duli. Și cu toate astea sper să nu am dreptate. Adică mizați Zani pe un efect final al strategiei, ca la domino. Ăsta ar fi endgame-ul, nu? Asta era. Chiar m-am gândit la asta în camp. Faci o mișcare să se întâmple asta, să se întâmple alta și speram la ceva. Maria Chitu foarte capabilă pe plan sportiv, nu e foarte plăcută de mine personal, dar meritele pe plan sportiv sunt acolo, știu că e foarte bună, ni le-a bătut pe faimoase, le-au bătut și ele, dar Maria Chitu e foarte... Bun. Atunci hai să nu mai pierdem timpul și să se alăture în acest moment războinicii! Dar nu în formulă completă. De ce? Pentru că s-au întâmplat niște lucruri de când nu v-ați văzut ultima oară cu ei. A plecat amândouă? A plecat amândouă? Nu. Și-a mai eliminat niște oameni. Bine ați venit, războinici rămași în competiția Survivor România All Stars! E Duli și Maria. A plecat amândouă? Nu. Nu știți de ce sunt atât de puțin, este? Exact. Nu e nici Delea. E și greu să ratezi pe Delea, nu? Nu e. Aaa, gata. Nu e Delea? Am prins-o. Veți afla ce s-a întâmplat? Maria Chitu s-a căsătorit cu Delea. Oare să fi lovit acel simbol, Zani, jucătorule, strateg, altfel, chiar mai abitir decât ai crezut tu? Posibil. Da? Noi nu știm. Andrei, chiar acum te-au auzit. Ce s-a întâmplat? Păi nu știu, acum știam că Maria simpatizează pe Alex Delea, s-o fi luat, o fi făcut nuntă, nu pot să-mi dau seama ce se întâmplă. Deja o nuntă să se fi petrecut în timpul ăsta? Sau să fi plecat Maria și Delea să fi plâns și s-a dus cu ea în România? Și tu cândva. Nu pot să-mi dau. Îi lămurim războinici un pic așa, dar fără să le spunem? Da. Prea multe? Și pe deștepți, zici că... Ce s-a întâmplat? Zici că ar fi... Ei știu ce se întâmplă, Sorine, sau mai bine, ia chemați voi fata care a rămas, că a rămas o fată, da. Pe nume? Da. În 3, 3 2, 2, 1 și... Duli! Duli a rămas și Duli vine chiar acum pe covor, deci Duli a trecut de Maria Chitu. Nu. Hai, Duli, hai. Hai, Duli! În tribul războinicilor vine chiar Duli. E pe bune, e real, e reality. E the best. Bine ai venit, Duli. Stai așa, Duli. Stai așa, că ai un cadou. Frumos. Bravo! Deci iată ce te aștepta, sau mai bine spus, iată ce ai fi pierdut, Duli. A, și Alex Delea are o poruncă de făcut, nu? Dacă ai fi plecat, da? Da. Păi de-aia am și luptat. Fii atentă, Duli, avem o dilemă în momentul ăsta. Dacă Maria Chitu a plecat, e posibil să o fi urmat Delea. Nu. Sperăm că nu. Nu? Nu. Nu? Nu s-a întâmplat? Nu. Vreți să-l ajut eu? Da. Eu zic că cel mai bine aflăm chiar de la Delea. Ce s-a întâmplat după consiliu? Noi ne vom uimi și el se va uimi. Să vină Delea! Alex Delea! Mai ușor așa. Da. Mai rău. Jur, s-a lovit? Păi de ce e redistribuit? De ce e redistribuit? Că face mișto cu merge, dar chiar s-a lovit. Da, nu este o glumă, este un mers de pirat, însă... Este Delea, ne va explica. Și Delea va vedea, în primul rând, cine a plecat. Delea nu știe cine a plecat la duel. S-a întâmplat ceva înainte de duel.
Păi de ce râdeau ăștia? Ce e așa amuzant? O să vezi cum s-a zis. Explic acum. Hai, bine ai venit. Hai. Bine că ești aici. Delea, luând-o în brațe pe Dulie, ai și statuat faptul că înțelegi. Deci, putea fi Maria Chițu. Putea fi Maria Chițu. El nu știa. Ana Poală a revenit în Survivor, dar din păcate e cu aceeași atitudine proastă. Că privesc, că nu privesc, e treaba mea cum îi privesc. Dacă aveam o reacție așa doar să te fac psih, ca și Andreea, la trecută, probabil se întâmpla la fel. Dar eu nu vreau să ieși așa. Dacă se întâmpla o chestie de genul la noi, eu aș fi mers la duel cu Duli și nu aș fi lăsat-o pe Maria Chițu. Ok, Zani, ai dreptate, Zani, ai dreptate. N-ai înțeles nici. Gata, ok, ai dreptate. Să dai dreptate fără să vorbești. Fiecare fată va pleca una câte una. Părerea lor atât de tranșantă către noi și înțepătoare nu mă interesează. Și faimoșii chiar credeau, Andrei, că te-ai dus după Maria Chițu, văzând că... Nu, într-adevăr, mai aveam chiar un milimetru și mă duceam după Maria Chițu. Un milimetru, hai să vedem. Traduce-ne tu. Domnul Dan, imediat după Consiliu, s-a mers la jocul de eliminare, unde ne-a stâmpărat noi fiind, ne-am jucat și dintr-o joacă era să-mi distrug genunchiul. Am căzut cu genunchiul într-o piatră foarte ascuțită, m-am lovit mai mult, doar că piatra a intrat foarte adânc, a trecut pe lângă vertebre, pe lângă os. A venit ambulanța de urgență, am mers la urgență la spital. Nu venea să cred, când eram în ambulanță, nu venea să cred că mi se întâmplă asta. Odată ajuns la ambulanță, m-au scos cu targa, o nebunie completă acolo, țipete, urlete, o horror. Am ajuns pe patul unde a venit doctorul și s-a uitat la gaură, mi-a spus că trebuie să-mi facă o anestezie imediată, să-mi coasă rana. Mi-a cusut genunchiul, după care am mers să facem niște investigații mai ample. Per total, mi-a spus că am avut foarte mare noroc, a fost o chestie de milimetru, putea să fie mult mai grav. Mă bucur că sunt aici. Mă bucur că este totul bine, domnul Dan, pentru că am trecut prin niște momente cum n-am trecut în viața mea, de când sunt adult. De copil s-au întâmplat mai multe, dar de când sunt adult n-am pățit nimic de genul. M-am speriat foarte rău. Totodată mă gândeam și la cine a plecat dintre Duli și Maria, dar mă gândeam că pot pleca și eu. A fost horror, o noapte horror pentru mine, domnul Dan. Cum spun, mă bucur din suflet că m-am întors înapoi aici. Am nevoie de câteva zile de repaus, să se vindece rana, să se lipească înapoi. Carne. Să-mi scot ațele din genunchi și sper să pot alerga din nou ca înainte. Și noi sperăm. Delea, uite-i și pe ei, da? Deci o sfântă cruce, pentru că orice s-ar întâmpla pe traseele astea, sigur, avem asistență medicală specializată, însă când se întâmplă sub clar de lună, știu că vechii spartani, tu seme câteodată cu un spartan, cu un luptător din vechime, Delea, dar nu, ei aveau altfel de constituție. Eu. Și unul dintre noi, chiar Iancu, a spus, băi, e întuneric, nu se vede nimic, zic, nu a spus Iancu, că Iancu știe din... Pare ce râdeați voi. Nu râdeam, mă, noi era de la... Pe nasol. Eram așa. Am făcut un pătrat cu maceta, cu un plus înăuntru, după care am luat maceta și i-am dat drumul. A căzut direct în centru. Duli era acolo, i-am spus, ia uite Duli, direct în centru am dat. Ei bine, când m-am dus să-mi fac radiografia, mi-am pus piciorul pe o masă, iar pe masa aceea era un pătrat exact ca cel pe care l-am desenat eu, cu un plus înăuntru, iar acolo trebuia să fie genunchiul meu, tocmai ce... Premonitorie. Exact. Mișcarea. Nu știu dacă este bine sau este de rău, doar că m-a speriat acest semn, domnul Dan. Sper că este de bine, sper că asta înseamnă că voi putea intra din nou pe traseele Survivor. Mă uit acum în spatele meu, de-abia așteptam să vin, domnul Dan, dar acum am o ciudă în mine. Te cred, pentru că e genul de traseu care vă inspiră, animă pe toți, mai ales la nivelul ăsta de All-Stars. Zani, ce părere ai până la urmă de ce s-a întâmplat în urma deciziei pe care ai făcut-o tu, ai luat o decizie acolo? A fost dincolo de, a fost în Uncharted Territories, da? A fost în apele pe care noi nu le-am navigat până acum ale acestui povești cu simbolul. Ce părere ai? Cum au ales? Au trimis-o pe Maria asta, știai? Iată, este Duli aici, ai pupat-o, i-ai dat floarea. Cum e? Am fi preferat să ne bucurăm pentru că am nimerit cu dintele, cum am și dorit, pentru că Maria Chițu era printre cele mai bune, ea cu Ștefania de la Războinici, noi le vedeam ultimele două fete. Indiferent de antipatii, indiferent de orice, Maria Chițu era o concurentă foarte bună, am zis-o 200 de ori, deși mie nu-mi plăcea de ea ca... Nu contează asta, dar era acolo. Jador mi-era antipatic și ne-a certat la sânge. Când a zis votează, mi-a zis nu te votez.
Avem un țarc de sărit și formatul acestei misiuni trebuie să ne luăm de mână să-l sărim împreună. Nu-mi placi, nu mă placi, dar trebuie să facem echipă să sărim țarcul ăsta. Și nu l-aș fi votat pentru că așa e formatul. Trebuie să mergem împreună, indiferent de antipatii. Să meargă Maria Chițu la duel. Pentru noi a fost un avantaj ca și plecat acasă, e motiv de petrecere. Mă bucur să văd pădurii al motiv de petrecere. Bun, deci iată două. Dar la un moment dat vorbeați voi faimoșii care ar fi putut să fie un băiat. Așa este, aici vorbim de echipa războinicilor, care se numesc războinici și stau pe covorul albastru. Însă actul pe care l-ați judecat în privința duelului cu Smărândescu al meu și a spus că nu e nimic nobil, e aflat că dacă se întâmpla o chestie de genul la noi, eu aș fi mers la duel cu Duli și nu aș fi lăsat-o pe Maria Chițu, ultimele două fete. Nu cred, okay. Trebuie să crezi. Păi nu, și tocmai nu trebuie să crezi sau să răspunzi sau să vorbești okay. Peste mine, că eu te respect și dacă mă respect. Păi nu, da? Te-ai oprit și am vorbit și eu, nu, adică te-ai uitat la mine, ai zis să-ți dau o replică, dar nu mă interesează. Sorine. Nu mă interesează. Nu trebuie să te intereseze, că nu pe tine, nu tu trebuie să mergi la duel, în niciun caz. Păi am înțeles chestia asta, dar de ce să... N-ai înțeles nimic. Okay, Zani, ai dreptate. N-ai înțeles nimic. Gata, ok, ai dreptate. Să dai dreptate fără să vorbești. Ok, ai dreptate. Mi se pare de toată jena, domnul Dan, că ultimele două fete puteau fi atinse de acel vot și că una dintre cele mai bune fete de la războinici a plecat acum acasă și se uită la noi. Mi se pare de toată jena. Ai înțeles? N-aș fi zis-o în cuvintele astea, dar dacă mă întrerup și zici că n-am dreptate, e de toată jena. Nu mă interesează părerea. Nu trebuie să te intereseze. Jena nu mi-o spune, dacă mi-o spui mie direct, mă interesează sau nu mă interesează. Nu mă interesează părerea ta. Păi nu e pentru tine părerea mea. Dreptul lui, dreptul tău, Andrei. Mă bucur foarte mult că ceea ce am zis eu la început, și anume de strategia nevorbită, neplanificată, nepusă, nespusă de la războinici, s-a împlinit. Am zis de la început că băieții nu se vor vota între ei, le-am zis fetelor că dacă vor să reziste în competiția asta, trebuie să se unească. E clar că la vot a plecat Oana acasă, o sportivă cu potențial foarte mare, era Lola cu Duli. Cine a fost următoarea? Maria, singura care are imunitate, pentru că este foarte bună, este Ștefa. Dar în rest, fiecare fată va pleca una câte una. Domnul pentru Dan. Că ei nu vor da în băieți. Domnul pentru că eu știam prieteniile astea. Deși și la băieți se poate face curățenie. Chiar îmi pare rău pentru Alex, că îmi pare rău. Și atâta bun, sorry. Dacă se poate să zic și eu câteva cuvinte, n-ar trebui să lămuresc pe nimeni din partea aia și nu trebuie să zic o strategie a echipei noastre. Fiecare face ce simte în echipa asta, cum și ei fac acolo în echipa lor. Într-adevăr, vorbim cu toții, am fost luați prin surprindere că acel dinte a putut fi folosit pe echipa noastră. Lola a fost salvată, Duli era la vot. În băieți, cum am spus și în consiliu, nu pot da, sunt mai bun ca noi și dacă aș fi dat într-unul din ei, trebuia să avem un timp în care să vorbim și unul din ei să-și fie asumat, să zică, băi, vreau să mă duc eu cu Duli, de exemplu, ca să o trimite pe Duli acasă, dar noi avem încredere și în Duli și ne-am dorit în aceeași măsură să se întoarcă și ea și Maria. Într-adevăr, avem o pierdere destul de mare, Maria, pentru că era bună pe traseu. În Ștefania nu aveam cum să dau, că e cea mai bună fată dintre toate de aici, de la începutul competiției până acum, așa că părerea lor atât de tranșantă către noi și înțepătoare nu mă interesează. Domnul Dan, nu spun nici de cum că Zani nu are dreptate în ceea ce a spus, doar că ce s-a întâmplat în ultimul consiliu a fost totul foarte spontan. Cu siguranță ce a spus Zani a fost după o analiză per total a tot ce s-a întâmplat, nu a fost o idee pe moment. Nu spun că nu ar fi făcut asta, doar că tot ce s-a întâmplat în ultimul consiliu a fost totul foarte spontan. Exact cum a fost și dintele aplicat, exact cum a fost votul lui Sorin, totul ce n-a fost spontan a fost votul nostru. Iar putea vota foarte simplu, ar fi putut vota pe Robert, s-ar fi putut întâmplat fel și fel de lucruri în ultimul consiliu, doar că după toate cele întâmplate ne-am gândit cu toții, mai puțin eu că eu am fost cu alte probleme, dar cu siguranță toți ne-am gândit la ce s-ar fi putut întâmpla, cum am fi putut proceda și da, nu spun că Zani nu ar fi făcut ceea ce a spus, dar asta cu siguranță s-a gândit după consiliu, iar noi n-am avut timp de gândire. Iancule, o nouă săptămână, o săptămână în care intrați cu toții, lăsând și energiile consiliului trecut, dar consecințele sunt între voi. La consiliul ăsta, ție nu ți-a plăcut o reacție și știu că ai povestit despre asta. Lola a avut o reacție așa la cald, i-a luat în brațe pe faimoși, nedându-și seama pe moment că ei nu au făcut asta de dragul Lolei.
au făcut-o în beneficiul lor, ca să rămână Lola, pentru că eu o consideră slabă. Iar ea i-a luat în brațe, crezând pe moment, ulterior și-a dat seama că nu e așa, crezând pe moment că ei țin la ea, dar de fapt nu este așa. Nu că m-a deranjat neapărat, am spus Lolei, am deschis ochii după consiliu, ca nu cumva să rămână cu o impresie falsă. Atât iar tot pe Lola că nu și-a dat seama, că nici voi nu v-ați dat seama ce se întâmplă în consiliul ăla. Gândind-o la rece în camp, i-a spus și v-am spus și noi vouă. Nu, ne-am dat seama, exact. Pe moment atunci când m-am dat seama, în brațe, pe tot i-am spus, Lola, nu mai luăm brațe, că face parcă noi am... Mulțumim, da. Faimoșilor, da, că m-ați scăpat. Da, da, le mulțumești, e bine, nu le mulțumești, iar nu e bine, că după aia... Dar, ca paranteză, tot a fost sub formă de glumă, Lola n-a făcut-o cu niciun sens rău, Lola așa este foarte iubitoare, foarte deschisă, cu inima foarte deschisă și evident că l-a mulțumit tuturor. După aceea, ca formă de glumă, a spus Lola, i-ai luat în brațe de zici că noi suntem cei mai răi și te-am băgat la vot și mulțumesc faimoșilor că m-a salvat de la de la chin. Păi, da, a salvat-o pe ea. Da, măi, a salvat-o. Noi am ales. Hai, mă, vorbim serios, nu cu iubim. Adică eu țin la ea, a salvat-o strategic. A salvat-o că este cum? Da, da, pentru asta ne-am mulțumit că putea să fie tu. Am înțeles, era sub formă de glumă, ca și când noi am împins-o la vot în iad și vă mulțumesc că m-a salvat. Era sub formă de glumă. Atitudinea, spuneai tu, Iancule, al Anei Maria Pal față de băieții de la Războinici, câteodată, cum e? Da. Ana Pal a revenit în Survivor, dar din păcate e cu aceeași atitudine proastă pe care a avut-o față de Andrei în sezonul în care i-a dat un cap în gură. E bine, țin să reamintesc Anei, eu țin la ea, e o fată bună, dar în momentele astea să țină cont că în echipa asta nu mai e niciun Andrei. Să țină mai mult cont și să... Adică noi respectăm bine mult femeile, dar avem pretenția și femeile să ne respecte pe noi, să nu vină amenințător. Ea s-a uitat la băieții mei amenințător, odată nervoasă, pentru că indiferent luptătoare, MMA, neluptătoare, un bărbat are de 10 ori forța unei femei și nu e loc de așa ceva aici. Nu are, pentru că poate are și inteligența. La Survivor din avem păcate, o singură metodă prin care ne măsurăm. Inteligența, dacă ești puțin inteligent, așa e, așa înțelegi ieșirile ei. Ai idee despre ce vorbește Iancu? Că privesc, că nu privesc, e treaba mea cum îi privesc. Până la urmă... E păcat de tine, Ana, să ieși cum ai ieșit data trecută. Las că nu o să ies așa, stai liniștit. Eu sper, de asta, asta noi, și eu m-am întors cu spatele și am început să râd, că dacă aveam o reacție așa doar să te fac psihic, ca și Andrei, data trecută, probabil se întâmpla la fel. Dar eu nu vreau să ieși așa. De asta, e bine să te controlezi aici. Eu cred că sportiv e de temut, sportiv a arătat Ana Maria Pal destul de multe și știu că o apreciați, da, fetele. Arătat. Da? Ștefania. E o nouă săptămână, iară ne mutăm, practic asta e ținta. În consiliul trecut au fost niște reacții și pe tine te-au deranjat, niște vorbe ale Alexandrei Ciomag. Nu neapărat deranjat. Nu? Nu. Am spus că nu iau personal, este strict părerea ei. Eu în continuare mi este drag de ea, o respect, mi este... eu scumpă și nu... orice va spune ea în competiția asta, eu văd mai departe de acele cuvinte și nu... Și facerea de bine spune. Facerea de bine e ceva deosebit. Ceva de mamă. Nu, dar chiar nu, chiar da, serios. Da, nu cred. Da, da, cam asta e ideea. Da, chiar da. Nu, domnul Dan. În continuare mi este dragă și văd mai departe de acele cuvinte și e momentul declarației războinice, dar pe pozitiv. Alexandra. Eu vreau să-mi cer scuze pentru că nu m-am exprimat cum trebuie. N-a trebuit să fac referire la voi, de fapt nu la toți. Și da, vreau să-mi cer scuze, m-am exprimat extrem de prost. După am luat-o la rece și am zis, băi, ce-am spus, mi-am dat seama. Nu. De aceea, Alexandra, văd mai departe de cuvintele spuse. Facerea de bine rămâne tot facere de bine. Păi nu, atunci am consiliu, gen, când o spui. Păi nu, atunci am consiliu, când o spui, gen, e vorba aia. E copilă, n-ai cum să zici. Dar nu, dar tocmai de-aia zic, că nu m-a afectat chestia asta, doar a fost zis în consiliu. Am vorbit în chem și ne-am dat seama că ea n-a spus nimic cu răutate. N-a spus. Doar că pe moment, atunci când auzi ce spune, e iritant. Dar după aceea ne-am dat seama că nu a fost nimic grav. Să precizăm asta,